În urma unui studiu privind modul de adoptare a bugetelor locale din acest an, în cele 103 municipii din țară, la care s-au adăugat și cele 6 primării de sector din București, a reieșit că în ceea ce privește transparența bugetară, 2 dintre municipiile din județul nostru, Deva și Hunedoara, se află pe primele 5 locuri la nivel național. Clasamentul a fost alcătuit pe baza unui punctaj derivat din termenul de publicare al schiței de buget, accesibilitatea către studierea acesteia și termenul de adoptare al bugetului. Municipiile Deva și Hunedoara ocupă locurile 4 și respectiv 5 în ceea ce privește transparența decizională legată de adoptarea bugetelor locale. În prima jumătate a acestui top privind transparența bugetară din administrațiile municipale se mai află primăriile din Vulcan, locul 25 și Petroșan, locul 44. La partea opusă spre coada acestui clasament se află primările din Lupeni, locul 104, și Orăștie, locul 108. Concluziile studiului arată că, deși sunt destule cazuri în care administrațiile publice locale au o deschidere foarte mică față de cetățean, s-au înregistrat totuși progrese remarcabile în ceea ce privește transparența bugetară.